președintele Senatului României, președinte al Partidului Național Liberal și copreședinte al Uniunii Social Liberare, domnul Crin Antonescu! Două 2008. Partidul Democrat și Traian Băsescu domină autoritar capitala de 8 ani. Vasile Blaga este un candidat aproape sigur câștigător la Primăria Generală a Capitalei. În turul 2 se califică independentul fost PSD-ist Sorin Oprescu. Partidele noastre se mai gândesc. Se întâmplă că eu și Victor Ponta nu mai avem răbdare și plecăm de capul nostru să-l susținem pe Sorin Oprescu. Sorin Oprescu câștigă și sparge dominația pedelistă asupra Bucureștiului. Când am plecat să-l susținem înainte de toate, pentru că de aici, de la București, trebuia dat semnalul începutului sfârșitului PD și al lui Băsescu, sigur că n-a fost simplu. Au fost figuri, au fost tifose, au fost zvonuri. Dar dominația PD-ului s-a spart. 2011, februarie, împreună cu Victor Ponta, cu Daniel Constantin, propunem partidelor noastre și României un proiect greu, îndrăzneț, Uniunea Social-Liberală, adică nici mai mult, nici mai puțin decât o alianță între două partide tradițional în competiție, PNL-PSD. Nu-i ușor. Figuri, ifose, zvonuri, intrigi. O facem. 2012, alegeri locale. Uniunea Social-Liberală spulberă Partidul Democrat în București. Sorin Oprescu, candidatul susținut de Uniunea Social-Liberală, câștigă zdrobitor al doilea mandat. Toamna lui 2012. Alegeri generale. Toată lumea mulțumită sub culorile USL. Nici o figură, nici un ifos, nici o intrigă. Am construit noi toți de aici și zecile de mii de prieteni și camarazi ai noștri din toată țara cea mai puternică mașină de luptă politică din istoria României. Și în această armată, unitatea de elită, de luptă, este USL București. Felicitări și mulțumiri! Așa cum nu mai au primar general, așa cum nu mai au majoritate în Consiliul General, așa cum nu mai au niciun primar de sector,
Oamenii lui Traian Băsescu, care și-au bătut joc de această țară și de acest oraș, nu vor mai avea niciun parlamentar de București. Pentru că astăzi suntem uniți, pentru că astăzi luptăm împreună și pentru că astăzi împreună, de la Călin Popescu Tăriceanu la Gigi Becali, vom învinge! Pentru că ultimele lor speranțe prin care încearcă să-i convingă pe români nu că ei au fost buni și că noi nu suntem în stare să guvernăm, ci că noi nu vom fi în stare să rămânem uniți la victorie, n-au nicio bază. Se pare că unii au probleme cu memoria și nu pot reține numele primului ministru al Uniunii Social-Liberale după 9 decembrie. Le mai spun o dată, ultima oară, îl cheamă Victor Viorel Ponta. Vom chema și pe 9 decembrie oamenii să ne dea încrederea lor și ne vor da încrederea lor, cum ne-au dat-o la alegerile locale, cum ne-au dat-o în vară la referendum, spunând clar prin votul lor, jos Băsescu, și ne vor da și la alegerile generale. Vă rog să rămâneți și să rămânem la fel de entuziaști, la fel de uniți după 10 decembrie, pentru că victoria noastră trebuie să însemne victoria românilor și trebuie să însemne cu adevărat România puternică. Victorie pentru România, pentru USL, pentru București. Doamne ajută!